Ziua Mondială a Educației nu a fost relaxantă pentru toți elevii. O parte din ei s-au adunat pentru dezbateri. În urma analizelor sistemelor de învățământ din Europa, s-a ajuns din nou la aceeași concluzie. Cel românesc trebuie îmbunătățit. Tinerii constanțeni cer cursuri interactive, reducerea programe școlare, dar și schimburi de experiență în afara țării. Păi, excursiile în străinătate ne-ar ajuta din foarte multe puncte de vedere, deoarece un elev care se poate duce într-o școală din străinătate și a vedea cum se desfășoară o săptămână acolo în cursurile, el ar putea veni înapoi în țară și cu ajutorul instituțiilor sau a directorilor de licee sau a inspectoratelor școlare ar putea să modifice cât de puțin ar putea sau cât de mult ar putea sistemul românesc. Aceste excursii m-aș gândi să fie compuse din două părți de buget. O parte să vină de la stat și o parte să fie dată de elev. Elevii și-ar dori ca orele să fie ceva mai relaxante și orientate spre ei. S-ar putea face mai multe workshop-uri, să se ofere mai multe oportunități către voluntariat, către diverse proiecte internaționale, eventual să organizăm în școală cluburi de teatre, cluburi de lectură, cluburi de dezbateri, spre exemplu. Am putea face orele de curs mai interactive ca să participe elevii cu plăcere la ore și să învețe mai cu spor. Structura anului școlar nu prevede ziua educației ca zi liberă, însă în mai multe unități școlare, activitățile didactice au fost drastic reduse. În alte școli au fost organizate diverse dezbateri.